Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video cu Eurotransformator 2. Păi înainte să începem, să plecăm, îmi cer scuze, am volanul care, bine, pedale la volan care scârție foarte tare. Nu o să fie o problemă pentru că avem mai mult să mergem pe autostradă, deci nu va trebui să punem cine știe ce frâne. Păi, vreau să vă spun tot de acum, de la începutul videoului, poate o să auzi ceva mărăituri, hantărituri. Am un cățel mic, 4 luni, un bișon habanez. Mai cherle pe aici, dar nu e problema, acum să cu minte momentan. Păi să trecem la partea cu Eurotrack. Din câte ați văzut textul trecut, videoul trecut, v-am arătat cum să faceți banii mai rapid. Și am postat și pe unele grupuri cu Eurotrack. Și a specificat fără jigniri. Cineva a început să spună pe acolo ce a avut el de spus. Nu dau nume și a zis eu ceva acolo și a trecut în gură. Nu l-am înjurat, nu l-am jignit. Și chiar am observat, am făcut 2 subscriberi. De la 4 subscriberi avem 6, ceea ce îmi place, sunt mulțumit. Și 2 like-uri. La acest video nu vreau să mă ridic cu pretenții, ba am făcut la 2 aici să fac 10. Să fac 4 like-uri, sunt mulțumit. Ce o să fie? O să fie un episod la o zi sau la o zi, două, nu știu. Nu pot să vă spun. Am scos tentatorul pentru că filmez cu Bandicam și să ajung cât mai repede la destinație. Sperăm să ne răsturnăm. Și ce vreau să spun acum, nu vreau să văd în comentarii aici te îngeni la bani. Nu, ați văzut și videoul trecut cum se fac banii mai repede fără ce te îngeni. Și vă explic și acum, dar nu vă arăt. De la începutul profilului vă dă un mic garaj. Faceți level nivel 3, minim 3, din câte țin eu minte, nivel 3. Faceți împrumut 400 și 100 și măriți garajul, extindeți garajul la maxim. Luați camioane și băgați șoferi. Și dacă nu o să vă scrie sub hartă, imediat sub hartă când termină cursa, șoferul X a făcut cursa X cu atâția bani, mai mult timp va trebui să dați gestul sau să duceți la garaj, am eu garaj, selectați camionul și dați aici pe utilizați. Și suma de bani va crește. Și așa va trebui să faceți cu fiecare camion în parte. Dar ce vreau să mai spun? Dacă știe cineva un program de filmat în afară de Fraps, Bandicam, Action Mirilis, vă rog, lăsați numele lor în comentarii. Pentru că mi s-a luat să filmez cu Bandicam și în afară de OBS, mi-am să aminte. Vreau să o pus mai mare. Din bani. 5 minute. Hai că avem ce de azi. Da, mersi, mă. 23 tone. Păi, eu cu un băiat avem o firmă.
am făcut o firmă, ne-am mulțit un pic, am mai colectat, am mai luat șoferi. Acum, înainte eram 4 patroni și 3-4 șoferi, acum suntem 2 patroni și câțiva șoferi și 2 dispeceri. Vreau să descoper orașul. Ne băgăm să-l și cumpăr. Ca să vă arăt... am lăsat mașinare, hai că mori. Să vă arăt cum mă referam să băgați. Frână. O scoatem cu spatele. No, bye. Ați intrat aici, ați dat enter, ați dat extindere. Da. Și, practic, garajul s-a mărit. Nu mai stau, mai avem 5 minute. O scot bine așa. O scot în stradă. Punem acvarii. Da, la parcarea cu spatele nu pot să spun că știu să o fac excelent, dar față de alții știu să o fac. Unde se pierde timp cel mai mult, lasă-mă foare. Semafoare! Fă-te verde! Hai că s-a făcut verde. Da, flash-urile aici a pus pe volan. Și-a luat farming pe Steam. Da, ce o să mai achiziționez pe Steam va fi câteva DLC-uri și că nu mai nimeresc. Câteva DLC-uri și... și Counter-Strike Global Offensive. O să filmăm și cu Counter. Acest lucru după Paște. Ce vreau să vă mai spun la Eurotrack? Mulți, ca să nu facă parcarea, a intrat în curte, enter. Nu are rost, pentru că nu văd experiență, în plus, că la nivel. Da, și la firmă trebuie să puneți ora reală, data reală, ziua când ați făcut nivelul și kilometri. Nu v-am lăsat tonajul. Kilometri, timp scurs, combustibilul și încasări. Și faceți poză după F10 la aceasta și o puneți. Și găsiți tonajul la astrena cursa. Joc. În timpul cursei dați F6 și vă anotați undeva. Aici ar trebui să vă apară câte tone aveți. Sper să vă fi plăcut acest video. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe